salutare tuturor! Pentru astăzi am un haul imens, chiar imens, am două pungi pline de haine din SH și iar îmi dau mâna prin păr, mă scuzați, din obișnuință am eu așa un tic și mi-am luat și o blăniță artificială, bineînțeles, nu-i așa. Asta este dintr-un SH no name, deci nu-i nici umana, nici altele care cunoscute. Am dat 55 lei pe ea și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Arată foarte bine. Nu are defecte. Doar aici. Îi lipsește la... Chestia asta o are, care așa, dar asta altă care, în care se prinde, în partea de jos nu are, dar am ce să-i pun în loc. Așa că am luat-o. Am zis, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Așa. Să rope Dorin să mă ajute să... Când o probez să mă filmeze, că am încercat, dar nu am reușit, nu se vede clar. Așa că... Bun, mai departe. Așa, aici am niște pantalonași. Așa, din ăștia, cum îmi plac mie. Apropo, când am făcut alea de 3 lei, pantalonii erau foarte mari de acolo, nu știu unde, nu i-am văzut. Cred că mă văd eu mai mare decât sunt. Da, și am dat. Așa, genul ăsta, așa. Bun, acestea au fost 18 lei. Și tot așa, raiați, din ăștia, cum la mie. Așa, mop. Bun. Mai departe. Și o pereche negri, ăștia mi-au plăcut mult. Așa cum vin. Am multe, bine, dar trebuie să mai schimbesc un pic. Bine. Asta a fost o paranteză. Am multe body-uri din acelea și pantaloni de genul ăsta ar veni super. Așa pe deasupra. Acestea au fost 15 lei. Iată așa. Drepți. Jos, dar mi-a plăcut aici sus cum sunt făcuți așa fain. Așa. Apoi, asta e 9 lei. A fost o bluză de purtat prin casă, așa. Plac astea așa legere. Și un pic mai mare. Am zis că e ok. Andreea Mare se numește. Și o scrie aici. Aici. Sper că vedeți. Da, am zis 9 lei a fost. Bun. Iar aceasta... Oh, mă chinesc punga asta. Da, să le scot și bagi o arunc jos. Așa. Acesta am luat așa pentru Tweety. Eu sunt fan Tweety de când mă știu. Și când am ascult pe Tweety. Aici pe spate se vede mai bine. Tweety. Și am zis, no, pentru primăvară, când ies cu Bobby afară sau merge la țară, merge. Să o iau așa. Și asta a fost 12 lei. Și mărimea M. Merge. Încă o bluziță așa de purtat prin casă, din asta s-a fost 5 lei. Asta așa. Așa. La alea nu am ce să spun, zic așa mare lucru. Un fel de helancă e asta, sau nu știu cum să zic. Așa. Îmi plăcut mult cu dantela asta. Aceasta a fost 12 lei. E așa. Și la mână e așa. Culoarea e, nu știu cum vedeți voi acolo. Mov, gri, nu știu. Să zic exact cum se numește culoarea asta. E așa, bate spre mov, spre gri, așa, nu știu. Să descriu. Bă, că la voi se vede mai mov, parcă. La mine se vede mai spre gri. Așa. Astea și o să vedeți și în cealaltă pungă. Când eram acolo, vorbeam cu o fată care are o fetiță mică și m-a rugat să mă uit și la secțiunea de copii. Și arătam, uite ce e pe aici, pe aici, pe aici. Și m-a rugat să iau niște chestii, inclusiv această vestuță. Superbă, se leagă așa. Bine, ele, asta a fost 5 lei. Sunt pic cam mari, dar... Ei vor veni la Crăciunul viitor, sigur. Așa.
Mai departe, în următoarea pungă, am așa o bluziță, tot așa cu dantelă pe aici. Asta e roz. Roz pudrat, așa. Și asta a fost 15 lei. Ce mărimea LXL, dar uitați cum e. Nu-i mare. Cine știe ce mărime e asta. Și așa moale la atingere. Așa. La mami pot să vă arăt că oricum când postez acest clip deja i-am dat. I-am dat o bluziță. Așa, că aceasta a fost 22 de lei. E așa faină pentru ea. Sper să-i plac. Dar știu că mai are genul ăsta de bluze și le poartă. Așa. Mai departe am luat niște blugi. 22 de lei. Așa. Așa. Cred că-s drepți. Da, îs drepți. Slim scrie și pe ei. Așa. Blugi. M-am zis cât a fost, da, 22 de lei. Mă repet iară. Ce să facem? Mi-e un pic foame. Abia aștept să termin de filmat, să mă sunt papă. Da. Aici mai am o pereche din ăștia. Ias acest pe mov, ias pe un... Să cred că nu vine. Vișiniu. Așa. Este a fost 15 lei. Îmi plac mult genul ăsta așa de pantalon. Tot... Par de catifia, dar nu sunt. Așa par. Mi-a plăcut. Le-am luat. Așa, acum... Ce-am făcut? Am dat peste trepied. Tot ce se poate. Nu e exclus. Așa, să vă arăt ce-am mai luat la prietena mea acum. Și pe cea mai am eu o chestie și gata. Asta e un pic cam mare. Nu, asta e mare, mare, cred că o să... Dar nu. Zis să eu iau pentru poze mai mult de Crăciun, așa, zic că ele pregătește și nu. Așa. 9 lei a fost asta. Așa. Apoi, mai departe, asta e mai mică, asta e mai... Așa și cu căței. Și ei îi plac mult căței, de fapt așa are. Așa? Așa că... Îți iau asta cu căței. 5 lei au fost. Așa? Și încă o rochiță din asta, așa. Din asta are un pic de defect aici, dar se duce chestiile astea de pe el. Și asta a fost tot 5 lei. Deci... Pentru poze mere. Le spală, le aranjează și merge. Merg perfect pentru niște poze de Crăciun. Mi-am mai luat un plic din acesta, e mie. Mi-a plăcut mult. A fost 12 lei, parcă. Da. Are și... Nu știu ce am. A, e o chestie asta, o baretă din asta. Să-i se pună. Așa, dacă vreau să-l duc. Ai, de pățile astea se pune. Trebuie să-l montez. Nu știam că există așa ceva. Chiar nu știam pentru ce să le... Am văzut un șnur din ăsta, așa. Mă gândeam că doar ăla e... A, se pare că e și nouă. Are etichetă. Dar are de tot. Vedeți, mă. Capsați-vă. Așa. Așa se poate prinde și așa. Nu fi nouă sau așa. Mai, faină. Și ca plic. Ți-a părut foarte frumușică. Și pentru 12 lei. Deci de ce să nu iau? Bine, dragilor, acesta a fost solul SH. Am luat destul de multe. Da, nu.
Am văzut că genul ăsta de clip prinde bine la mine pe canal, vă plac mult și am zis, haideți, mai merg o tură prin SH luna aceasta, că nu mai merg, promit. Vedem, luna viitoare poate mai facem un haul. Așa, bine, dragilor, eu vă pup, vă îmbrățișez cu drag și ne vedem la